Incident cutremurător la slujba de duminică dintr-o biserică din municipiul Botoșani. O femeie s-a prăbușit chiar în fața altarului sub privirile îngrozite ale zecilor de credincioși. Femeia în vârstă de 70 de ani a vrut să participe la slujbă, dar a căzut din picioare. Alarmat, preotul a întrerupt imediat slujba și după ce a constatat că aceasta este inconștientă, a sunat imediat după ajutor. Între timp, o asistentă care era în biserică a început imediat manevrele de resuscitare. Când au ajuns, cadrele medicale au constatat că femeia intrase în stop cardiorespirator. La urgențe, femeia a fost diagnosticată cu bloc atrioventricular total, adică o afecțiune în care există o întârziere de-a lungul căii pe care impulsurile electrice o parcurg pentru a-ți bate inima. În cele din urmă s-a luat decizia ca pacienta să fie transferată cu o ambulanță la Iași.